Vodă se pregătește să sărbătorească un revelion așa cum se cuvine. Le-ați pregătit concerte, evenimente. Aș vrea să le transmite și un mesaj celor care ne urmăresc și celei care s-au bucurat de toate aceste lucruri pe care le-a făcut primăria pentru sărbătorile de iarnă. Vreau să invit cetățenii orașului Cernavodă să vină în seara de revelion în piațeta noastră și o să aibă parte de aceeași bucurie pe care o au avut-o în fiecare an. Anul acesta va avea o surpriză OAT-ul prin faptul că va avea un spectacol, ceea ce până în anii anteriori nu am avut parte, și vom avea un program de artificii extraordinar, așa cum a fost și 1 decembrie. Urez cetățenilor multă sănătate, fericire, să se bucure de toți cei dragi, să aibă încredere și un an mai bun decât cei pe care am avut până în acest moment. Ce ați pregătit pentru noaptea de revelion pentru cernavodeni? O altă surpriză, printre altele cu care am obișnuit deja pe cetățenii noștri anul acesta și nu numai. Am reușit să pregătim un revelion special, un revelion în an centenar. Noi vrem să spunem că o să fie un revelion de nota 100. O să avem un spectacol artistic oferit de 4 artiști profesioniști, Giulia Gianu, Ilie Mândoiu, gemenele Luiza și Oana Popescu și Marius Văduva. Vor oferi un spectacol de aproximativ 3 ore, pentru că vrem ca toți cernavodenii să se simtă bine, să se distreze, să aibă o noapte specială, indiferent că au program pe la un restaurant sau că stau acasă. Noi invităm pe toți să se simtă bine, să se distreze și să intre noul an cu energie și bucurie și cu optimism. Locația va fi chiar aici, pe scena de lângă primăria Cernavodă. Chiar aici, în piațetă, pe scena de lângă primăria, amplasată lângă primăria Cernavodă, unde în perioada aceasta avem surprize de Crăciun pentru cei mici, dar și pentru cei mari. De asemenea, noi vrem să cinstim alături de ei un pahar de șampanie, un pahar de vin fier, ca să putem să îndurăm mai ușor frigul din acea noapte. Iar la miezul nopții, un foc de artificii? Un foc spectaculos de artificii, un foc mai special, va dura aproximativ 20 de minute, un foc inedit. Dar nu vreau să spun mai multe, pentru că oamenii o vor vedea atunci în fața locului. Cruzi, ar fi muzică pentru toate gusturile și surprize speciale pentru cernavodeni? Muzică, surprize, voie bună, spectacol de artificii. Eu cred că o să fie o noapte completă, așa cum trebuie, ca toți cernavodenii să se simtă bine și să aibă o bucurie la venirea noului an. Între ce ore va fi spectacolul? Noi invităm în piațetă de la începând cu orele 23. Vrem să-i încălzim puțin, atunci va începe spectacolul artistic și se va termina în jur de 1:30-2 noaptea. Primăria Cernavodă pregătește o surpriză, iată, pentru locuitori cu ocazia revelionului. Cum v-ați pregătit pentru această ocazie? Anul acesta a fost un an al surprizelor, pe lângă foarte multe investiții demarate, unele încheiate, iar altele în curs de derulare. Primăria s-a gândit ca în perioada sărbătorilor de iarnă și anului nou să asigure mai multe surprize, să facă mai multe surprize cetățenilor. Și mă refer la surprize plăcute, în sensul că pentru prima dată podopirea de străzilor cu lumini de sărbători a însemnat o arhitectură nouă din punct de vedere a ceea ce așteptau oamenii și s-au bucurat foarte mult de faptul că orașul este cu adevărat frumos iluminat în perioada sărbătorilor. Au fost atinse și zonele centrale din fiecare cartier în parte și de asemenea zona centrală arată într-un mod deosebit, asigură un patinoar gratuit pentru toți cei care sunt dornici să fie prezenți aici în piațeta centrului civic. De asemenea sunt asigurate condiții pentru ca de fiecare sărbătoare a fost de Moș Nicolae, sunt sărbătorile de Crăciun și vor fi schimbarea anului, de fiecare dată să existe spectacole deosebite cu prezența unor artiști renumiți și a unor foarte populari.
care să mențină bună dispoziția cernavodenilor în această perioadă. Am primit și am văzut pe pagina de Facebook a primăriei foarte multe reacții pozitive și foarte multe felicitări la adresa domnului primar și ne bucurăm de faptul că munca primarului, munca celor din primărie și a colegilor noștri de la Casa de Cultură, de la Serviciile de Asistență Socială sunt observate de cetățeni și există un grad mare de mulțumire asupra acestora. Unul dintre punctele de atracție foarte popular în această iarnă a fost patinoarul care este chiar aici în spatele dumneavoastră, patinoar care a atras deja sute sau mii de localnici, dar și oameni din localitățile învecinate care au venit special să se distreze și mai mici și mai mari să distreze aici. Da, a fost o idee a domnului primar pe care a implementat-o în urmă cu 2 ani cu această ocazie a sărbătorilor de iarnă și care în acest an, având în vedere că este și anul centenar, a fost pus la dispoziție gratuit tuturor celor care sunt dorniți să fie prezenți aici, să trăiască, să comunice, să se bucure de sărbătorile de iarnă și să se bucure de această atmosferă deosebită de la Cernavodă. Un mesaj pentru cernavodeni pentru anul care vine? Domnul primar deja a adresat un prim mesaj, să spunem, înaintea sărbătorilor de Crăciun. Eu nu pot să adaug la urările domnului primar decât faptul că le dorim tuturor să fie sănătoși, să se bucure de orașul în care trăiesc, să se bucure de realizările administrației locale și ale cetățenilor, că până la urmă contribuția la bugetul local e a tuturor celor care sunt plătitori de taxe și impozite în Cernavodă și care sigur pun pe lângă bănuții pe care îi pun în bugetul local, pun și un pic din sufletul fiecăruia pentru ca orașul să capete un aspect din ce în ce mai civilizat, să fie din ce în ce mai plăcut să locuiești în Cernavodă. Le urez tuturor sincere urări de sărbători fericite, un nou an cât se poate de bun și fie ca anul care vine să ne bucurăm de mult mai multe realizări.